Peste 31.000 de elevi din Olt au fost răsplătiți la finele anului trecut pentru rezultatele obținute la învățătură sau ajutați financiar pentru a continua școala prin acordarea de burse sociale. Elevii susțin că banii au fost bineveniți și îi stimulează să continue în a obține rezultate cât mai bune la învățătură. Ce bursă ai primit? Bursă de studiu. Și cum este? Te ajută? Au fost niște bani extra de Crăciun. Pentru mine nu a fost o nevoință, dar pentru unii copii nu sunt la fel de norocoși. A fost strict pe meritele mele și mă bucur foarte mult că am reușit să beneficiez de ea. Și sper să beneficiez și în continuare. Anul acesta am beneficiat de două burse, de una de merit și una de studiu și am fost foarte bucuroasă pentru că m-am încadrat și în vară și sper să primesc până termin liceul. Procentele cele mai mari de elevi premianți s-au înregistrat la școlile și liceele de top din județ. Modalitatea în care elevii au intrat în posesia banilor a fost lăsată la latitudinea conducerilor școlilor și liceelor. 682 de elevi au beneficiat de cele trei burse. Din total de 911, dar din 911 trebuie să scădem pe cei de clasa 5 și clasa 9, care nu beneficiază acum de burse, doar din semestrul 2. Rămân cam 43 de elevi care nu au beneficiat de burse. Din 43, 10 nu au avut media 10 la purtare și restul nu au avut media cel puțin 8-50. Avem undeva la 50, peste 55% burse acordate. Avem burse de performanță 19, sociale tot 19, burse de merit la liceu 693, foarte multe. Burse pentru gimnaziu, burse de merit pentru gimnaziu 273. Ministerul Educației a decis anul trecut ca toți elevii care au media generală peste 8,50 și media 10 la purtare să primească bursă. Acest fapt a condus la nivelul județului Olt la triplarea numărului de elevi premiați la finele anului trecut în comparație cu 2020. Aproximativ 53.000 de elevi învață în acest moment în județul Olt. Câți dintre ei? Aproximativ 63% din calculele noastre au primit în această perioadă bursele, fie banii au fost virați pe card, fie au ridicat această sumă de bani de la caseria unităților de învățământ unde elevii noștri învață. Ponderea cea mai mare înregistrată la nivelul județului Olt au avut-o bursele de merit, iar cea mai mică a reprezentat-o bursele sociale. Pentru prima dată, elevii au putut cumula bursele legate de rezultatele la învățătură, deci asociale.